pătrunsat încă lumea nevăzută. Acolo nici însuși Domnul nu te ajută. Unde întunericul pur domină, întihnă, totul e în oglindă, nu e loc de odihnă. Pentru că n-am găsit altă piesă despre vârcolaci, astăzi vorbim despre Zeus și Licaon, legenda primului vârcolac din mitologia greacă. Oamenii cunosc în general povestea lui Licaon, primul vârcolac care a fost pedepsit de Zeus, marele rege al mitologiei grecești. Însă care este adevărul, care sunt originile acestui mit și cum a pornit el? Ei bine, totul a început în Arcadia, locul în care s-a hotărât pedepsirea neamului omenesc. Se știe că Zeus Olimpianul mai era denumit și hospitalier, adică cel ospitalier. El cobora pe pământ împreună cu Hermes sau Mercur, zeul mesagerilor, și mesagerul zeilor, bineînțeles, și răsplătea sau pedepsea pe oameni în funcție de faptele acestora. Povestea seamănă mult cu una din Scheherezada, nu? Elian și Tacitus, doi scriitori latini, referindu-se la legea ospitalității, scriau că mare a fost la grecii și romanii antici grija și reverența ospitalității, pentru că însuși Jupiter, tatăl zeilor și al oamenilor, se îngrijea de acest fapt, căci pe Jupiter oamenii îl mai numeau cel ospitalier. Pam, pam! Exista chiar și o lege dată de Lucanus care grea astfel. Dacă l-a sfințit ar veni călător și ar dori să însereze sub acoperișul cuiva, acel om care nu i-a primit și nu a ținut cont de legile ospeției să primească pedeapsă că șpelerinul vine în numele lui Jupiter cel ospitalier. Pelerinii înoptau în casele oamenilor conform legilor ospitalității instituite de însuși Jupiter. Dar să ne întoarcem la Arcadia, la Zeus și Hermes, care au dorit să înopteze în palatul regelui Licaon. Pentru că aici începe adevărata poveste și aceasta ne este relatată de Ovidiu, un scriitor roman, care ne spune că cei doi zei au poposit în Arcadia la palatul unui tiran, crud și viclean, pe nume Licaon. Poporul, spune Ovidiu, i-a întâmpinat pe acești doi zei cu rugăciuni și daruri menite să-i îmbuneze, pentru că i-a recunoscut. Însă tiranul Licaon și-a dat seama că aceștia sunt zei și a încercat să îi păcălească. Iată cuvintele sale. Și nesăbuitul a cutezat să-mi încerce puterea și chiar să mă ucidă, a iscodit o altă fără de lege, înjunghind un ostatec, i-a fiert membrele în apă clocotită și mintind de trupul fiert ca să mă ospătesc din ele. Trăznit l-am lăsat, năruindu-i și palatul în flăcări. El fuge îngrozit. Din om, chipul lui se preface în lup, așa cum a meritat. Și aceasta a fost pedeapsa pe care Zeus i-a dat-o lui Licaon, pentru că a încălcat legea supremă a ospitalității, a cărui părinte era însuși Jupiter. Se spune că Licaon în limba greacă înseamnă lup. El a nesocotit legile ospitalității și a fost preschimbat de zei în lup. Cert este că în Arcadia Zeus a luat hotărârea să termine neamul omenesc, însă a reușit sau nu? Vom afla asta într-o altă poveste. Așa va ajunge Licaon, primul vârcolac menționat în istorie. Povestea sa este relatată în cartea Metamorfozele de Ovidiu, dar apare mai târziu și la Herodot și la Plinius cel Bătrân. Tradiția vârcolacului și superstițiile care îl însoțesc sunt prezente chiar și la populațiile slave, nu numai la greci. Ele apar la ruși, bulgari, chiar la români, sub denumirea de pricolici, și în folclorul scandinav. Se pare că datinile au fost influențate mult și de cultul getodacic, al lupului, dar și al frățiilor scandinave care îmbrăcau pielea lupului. Ca și metamorfoză, variațiile sunt destul de ciudate la mai multe popoare. În Italia, Franța și Germania s-a spus că un bărbat s-ar putea transforma într-un vârcolac dacă doarme afară pe lună plină în zilele de miercuri sau vineri. Deci mare atenție dacă dormiți afară, da? Iar rușii credeau în secolul al XVI-lea că este vorba de magie și incantație. Poate, cine știe. Dar mergând pe filiera mitologiei grecești, era vorba despre un blestem. Și acest blestem aparținea fie zeilor, fie sfinților mai târziu, pentru că și Biserica Catolică putea să facă același lucru. Din păgânism, obiceiul ajunge direct în creștinism. Se pare chiar sfinții creștini aveau puterea de a transforma păcătoșii în lup.
Există mențiuni că Sfântul Patrick l-a transformat astfel pe regele galez Veriticus în lup. Ghici de la cine s-a inspirat? De la Zeus, nu? De aici nu a fost decât un pas foarte mic în a asocia vârcolacii cu însuși diavolul. Se pare însă că în folclor, vârcolacii nu puteau fi răniți prin folosirea artefactelor religioase. Deci nu merge nici cu o cruce, nici cu apă sfințită. Ei au rămas prinși în poveste, fiind învinși prin recurgerea la elemente tradiționale, precum vâscul și secara. De astfel este foarte interesant pentru că povești cu vârcolaci există chiar și la populațiile amerindiene, care nu au fost afectate de creștinism. Ca simbol, lupul este sinonim cu sălbăticia, putând deveni reprezentant al luminii, un reprezentant solar, un erou războinic, un strămoș mitic, în acest sens fiind asociat de către greci cu Apollo. Cunoaștem cu toții, bineînțeles, și povestea lupoaicei lui Romulus și Remus din mitologia romană. Dar mai important este acel simbolism al lupului cel rău, care devine cunoscut aici, în timp ce Hades, stăpânul infernului la greci, îmbracă o haină de lup. Mai mult decât atât, în mitologia greacă, lupul apare ca fiind animalul sacru al lui Apollo, un lucru pe care multă lume nu îl știe și această tradiție este relatată de însuși Aristotel. Leto, mama lui Apollo, pentru a-l aduce pe lume, s-a transformat în lupoaică, încercând astfel să scape de Hera, zeița mamă, care o urmărea. Legătura dintre lup și zeu este întărită și de folosirea epitetului Liceios. Această denumire înseamnă în limba greacă cel ce ucide lupii, pentru că Apollo este un zeu lup, dar și un protector al lupilor. Există o altă relatare care vorbește despre practica sacrificiilor umane în onoarea lui Zeus Licianul din Arcadia, ritual în care, cităm, o victimă umană era sacrificată și cei prezenți se împărtășeau mâncând din trupul victimei. Ei se transformau atunci în lupi. Auuu! Și păstrau această înfățișare timp de 8 ani. Așa se termină și povestea. Dacă v-a plăcut acest episod, like și subscribe paginii noastre Mitologica.